Salut, eu sunt Sorin de la Killer Bananas și azi vorbim despre Toy Story 4, ultimul film Pixar, film în care vedem marea întoarcere a lui Woody, Buzz și a celorlalte personaje cunoscute din această saga a poveștilor cu jucării. Înainte de a începe clipul, nu uitați să vă folosiți de forța merch-ului Overpriced Disney pentru a distruge butonul de like, cel de subscribe și clopoțel, pentru că aveți de ce să rămâneți prin preajmă. Ok, hai să începem! Voi da în acest clip și mici spoilere din film pe aici colo, deci dacă vreți să-l vedeți, mai bine dați skip acestui clip. Dacă totuși vreți să auziți părerea mea despre Toy Story 4, puteți rămâne pe aici, am să încerc totuși să nu vă distrug filmul cu spoilerele mele malefice. Da, am văzut Toy Story 4 și da, conform titlului, vă dați deja seama că nu a fost chiar un film de care să rămân impresionat până în măduva oaselor. Dar a fost un film ok. A fost un film perfect atât pentru adulți cât și pentru copii. Genul acela de film pe care îl vezi într-o după-amiază de vară. Pe lângă personajele cu care ne-am obișnuit din primele filme, face cunoștință și cu Forky, acest personaj care este construit de Bonnie la grădiniță și deja se vinde ca mărci la Noriel. Chestia că deja a ajuns mărci prin magazine mi se pare puțin ironică, dar și amuzant în același timp, pentru că în film el nu era considerat ca fiind o jucărie de celelalte personaje. Bine, în afară de Bonnie. Se pare că este considerat a fi totuși o jucărie în viața reală, ceea ce e destul de interesant. Jucăriile pleacă într-un road trip pentru că why not? Adică știu că și vouă v-ar putea ca după prima zi de școală să plecați într-o vacanță de o săptămână. Ei, și în acest road trip practic se întâmplă principala acțiune din film, adică Forky se pierde, Woody pleacă după el să-l caute și au loc toate acele întâmplări din film, întâmplările mai importante, să le zic așa. Întâmplări care sunt enjoyable și worth seeing, așa, adică nu o să vă plictisiți. Dincolo de plot, care e unul ok, mi-a plăcut și stilul de animație. Dacă vă uitați puțin la diferențele dintre primul film Toy Story și cel din 2019, vă dați seama că animația a avansat foarte mult. Suntem pe punctul astfel să nu mai reușim să distingem animația de realitate, iar acest lucru înseamnă că am ajuns într-un punct foarte interesant pentru animație per total. Seria asta Toy Story e mai specială pentru Pixar, Disney, dar și pentru animație în general. Primul film Toy Story a avut un impact important asupra tot ceea ce a însemnat animația aceasta pe care o vedem azi, atât la TV cât și în cinemauri. Și da, Toy Story a apărut în anul 1995, iar a animat ceva cu tehnologiile din 1995 însemna ceva foarte mare la vremea aceea. 1995. Nu existau iPhone, nu existau smartphone-uri, iPad-uri, tablete, setup-uri de gaming, programe sofisticate de editare, tablete grafice și alte chestii care în ziua de azi sunt comune. E impresionant astfel că Pixar a reușit atunci să creeze un film animat care a influențat mult industria animației. Și nu doar atât. Această animație a avut un impact important și asupra tehnologiei din acea perioadă, a jocurilor, dar și a industriei acesteia ce cuprinde totul de la calculatoare și până la telefoane, tablete și tot ce avem azi. V-aș recomanda să vă uitați și la primul Toy Story și să vedeți diferența dintre acesta și cel care a apărut în 2019. În general, când mai văd un film de animație, mă gândesc și la Oscaruri, dar nu știu ce să zic de data aceasta. Filmul nu a fost bad, dar nici wow. Cred că va fi sigur un candidat la Oscaruri pentru animație, dar nu știu dacă va câștiga. Eu sunt mai excited pentru Frozen 2, care apare curând. Oricum, vom mai vorbi despre Oscaruri după ce voi mai vedea și alte filme de animație apărute anul acesta. Voi ați văzut Toy Story 4? Ce părere aveți despre acest film? V-a plăcut? Puteți să lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Oh, ce va urma? I love diamant, pătrat! Mersi că m-ai băgat la final, a treia oară, ha-ha! Punct. Nu, nici în video ăsta nu am apărut, dar în următorul video, nu știu.